Hei, salutare prieteni, Alexiana aici, fraților. Băi, astăzi avem un nou episod din, bineînțeles, Senua's Sacrifice, Hellblade. Și am hotărât să fac videoclipuri numai când avem un fel de boss battle. Pentru că am văzut că unii dintre voi nu prea sunteți interesați de puzzle-uri și toate chestiile astea, așa că mă gândesc că un boss battle ar fi mult mai interesant. Astea fiind spuse, am ajuns deja la al doilea boss, adică zeul de foc sau ceva de genul. Și haideți să vedeți și voi despre ce este vorba. Îi dăm drumul, băieții! Arată ca dracu. Urât cu patimă. Dă-i! Ce drăguț ești, gogule! Ah! Deci spune când să dai cu focus. O, da! Dă-i! Aie, bă, băieți, băi, am tăiat brigata. Mi s-a părut mult mai ușor decât, mult mai simplu decât ăla cu Raven. Zeul de vântului sau ceva de genul ăsta. Foarte tare, deci am bătut și al doilea zeu. Putem să deschidem poarta pe către următorul quest. Greater battle Hai să vedem și takes its puțin place. povestea. But so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Bă, e tare tipa, dacă omoară zei, eu zic că e tare tipa. Die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Perfect. Că se vor întâlni până iad, nu e problemă, adică horror in the eye. Nimic rău n-a. I have to find your answers. Your quest. Și cred că da, este save. Ok. Și ne oprim aici, bineînțeles. După cum vă spuneam, am hotărât să facem numai boss battle din jocul ăsta. Pentru că arată și are o grafică senzațională și merită văzut boss battle-ul din jocul ăsta. Frate, eu sunt Aleximian, dacă v-a plăcut acest video nu uitați like, share și bineînțeles fraților subscribe, mulțumesc mult de tot fraților, respect maxim și nu uitați, ne vedem în video următor. Yay! Forța, băieți!